O femeie s-a ales cu dosar penal după <coughs> ce a fost prinsă de polițiști că voia să introducă ilegal în țară mai multe bijuterii. Incidentul s-a produs pe aeroportul Anriconde din București. Transportul ilegal a fost depistat în urma controlului amănunțit al bagajelor, obiectele au fost confiscate, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă femeia acționa de una singură sau făcea parte dintr-o grupare. Polițiștii de frontieră de la aeroportul internațional Henri Coandă au prins o femeie de 51 de ani, cetățean român, că încerca să introducă ilegal în țară aproximativ 19 kg de bijuterii din metal alb, presupus a fi argint. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei aeroportul Henri când femeia se întorcea din Istanbul. După efectuarea formalităților de frontieră, femeia s-a îndreptat către ieșirea pe culoarul verde rezervat celor fără nimic de declarat. Autoritățile au venit suspicioase și au decis să efectueze un control amănunțit asupra bagajelor sale. În urma percheziției, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit doi saci mici conținând o varietate impresionantă de bijuterii, inclusiv ceasuri, inele, cercei, coliere și brățări, cu o greutate brută de 19 kg. Bijuteriile au fost confiscate și preluate de către autoritățile vamale pentru a fi supuse unei expertize detaliate. În paralel a fost întocmit un dosar penal în împotriva femeii pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Incident mai puțin obișnuit la Focșani. Pompierii au fost solicitați să intervină după ce cablurile de pe stâlpul de iluminat au luat foc. Totul s-a petrecut pe strada Crișana din municipiu, iar pompierii au intervenit rapid cu o auto specială de stingere. În cele din urmă, flăcările au fost uh, stinse. Ars un cablu uh, pe o lungime de 5 metri. Nu se știe de la ce a pornit, de, de, de la ce a pornit incendiul, însă în urma cercetărilor se va stabili uh, acest lucru.